Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie, în cadrul căreia s-au discutat mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. În plus, față de alte dăți, la ședință au fost prezenți tinerii din Asociația Mode of Life alături de coordonatori. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, edilul Marius Creciu, alături de autoritățile locale, au dezbătut mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Pentru că sistemul educațional reprezintă o prioritate pentru primarul orașului Marius Creciu, în cadrul ședinței a fost prezentat un proiect ce prevede reabilitarea și modernizarea a 4 școli verzi din Drobeta-Turnu-Severin. Consilierii locali au aprobat documentația pentru depunerea proiectului, astfel școlile gimnaziale numărul 2, 3, 6 și 9 ar putea primi finanțare pentru modernizarea clădirilor și transformarea lor în unele eficiente din punct de vedere energetic. Astăzi, proiecte importante pe ordinea de zi țin tot de zona de fonduri europene. Avem posibilitatea să depunem 4 proiecte pentru 4 școli verzi. Am prins 4 școli din municipiu pentru reabilitare, reamenajare interioară. Binevenite, spun eu, în măsura în care noi, chiar dacă am asigurat și asigurăm în continuare o atenție deosebită școlilor, cu cât ne vin mai mulți bani europeni, cu cât putem atrage mai mulți bani pentru școlile din municipiu, cu atât de mult o facem. Tot în cadrul ședinței a mai fost discutat un proiect de hotărâre ce prevede implementarea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor din municipiu. Un lucru important aprobat astăzi este legat de insulele ecologice. Continuăm un al doilea proiect de a reabilita celebrele țarcuri de gunoi pe care le avem în municipiu, o parte din ele, cât ne-a permis guvernul României, le facem subterane. Eu aș vrea să le fac toate, vă spuneam și altă dată, dar atât ne permit banii și atât permite guvernul, și o parte, cele supraterane, vor rămâne așa din punct de vedere al locului, dar le vom moderniza și pe acestea, vom veni cu lucruri noi, vor arăta altfel. La fel, proiecte mari, proiecte importante pentru comunitate, proiecte pe bani europeni. Diferit față de alte ședințe, în cadrul celei de astăzi au fost prezenți tineri din Asociația Mode of Life, în cadrul unei activități civice ce vizează conștientizarea mecanismelor de decizie a autorităților locale de către aceștia. Pentru noi a fost prima dată când am participat la o astfel de ședință. Am considerat că această ședință ne va ajuta să ne dezvoltăm pe plan personal cât și profesional pe viitor și este normal ca o persoană să-și cunoască locul în societate, să știe cum decurg voturile, cum decurg ședințele de consiliu și să afle mai multe lucruri despre primărie. Am învățat destul de multe despre cum decurgem o ședință de consiliu. Mi se pare că, la fel, este foarte important să asiști și mi se pare că ar trebui să avem mai multe tipuri acestea de voluntariate în care elevii, copiii să asiste, să vadă cum decurg lucrurile în consiliu și în primărie și să știm mai multe despre asta. Ședința ordinară de Consiliu Local a lunii iunie a fost un adevărat succes și asta datorită elementului nou reprezentat chiar de către tinerii din Asociația Mode of Life, cărora li s-a oferit șansa să descopere demersurile necesare dezvoltării și modernizării unui municipiu. Primarul municipiului Marius Creciu a fost întotdeauna preocupat de nevoile cetățenilor, fiind astăzi un model pentru tinerii ce au participat la ședința Consiliului Local.